Am avut bucuria de a-l cunoaște pe părintele profesor Dumitru Popescu, întâi de toate în țară, aici la București, unde l-am avut ca rector, și, sau mai întâi ca prorector și rector. Aș îndrăzni să spun că am fost colegi, în sensul că eu, un tânăr începător în activitatea Institutului Teologic Universitar de la București de atunci, îmi era prorector și mai târziu rector. Însă aș dori să aduc un omagiu părintului profesor, memoriei marelui profesor Dumitru Popescu, în primul rând în calitatea de urmaș al său. Într-un anumit fel eu am fost urmaș, și anume în cadrul conferinței bisericilor europene. Presupun că foarte mulți dintre discipolii dânsului vor vorbi, vor da mărturie, îl vor evoca ca profesor, ca dascăl, ca teolog. Eu aș dori să subliniez activitatea sa pe plan internațional. În primul rând, am avut bucuria să fiu alături de dânsul la o conferință, la o adunare generală a Conferinței Bisericilor Europene în octombrie 1979 în insula Creta, și anume era chiar o conferință care se desfășura la Academia Ortodoxă din Creta, unde în acest an va avea loc Sfântul și Marele Sinod. Și acolo am fost impresionat de stilul dânsului, de disponibilitatea lui spre dialog sau darul dânsului de a pune teologia ortodoxă în dialog cu alte tradiții creștine. De altfel, acolo, la acea adunare generală, s-a decis sau s-a hotărât ca părintele profesor să plece la Geneva, unde a lucrat vreme de 8 ani, din 1980-1988, ca director de studii în cadrul Conferinței Bisericii Europene. Pentru teologia dogmatică românească reprezintă un model și este în același timp deschizător de drumuri, așa cum am spus, în dimensiunea apologetică a teologiei ortodoxe în România. Dacă ar fi să facem o comparație între părintele Dumitru Stăniloae, părintele Ion Bria și părintele Dumitru Popescu, vom vedea în tratatele celor trei dogmatiști români că fiecare dintre ei accentuează o anumită dimensiune a gândirii teologice, fără ca să lase în urmă alte dimensiuni esențiale ale gândirii teologice, care trebuie să exprimate în orice demers teologic. Dacă în Teologia dogmatică a părintului Dumitru Stăniloae, publicată în 1978, de fapt un pisc încă nedepășit în teologia românească, putem vorbi despre o metodă patristică filocalică și despre articularea metodei Sfântului Grigore Palama în toate aspectele esențiale ale dogmaticii sale, dacă în tratatul de teologie dogmatică și ecumenică al părintului Bria, publicat în 1999, putem vorbi despre o metodă ecumenică de a face teologie, accentuarea acestei metode ecumenice fiind însoțită și de atenția la textele Scripturii și la valorificarea teologiei ortodoxe românești, în tratatul de teologie dogmatică al părintelui profesor Dumitru Popescu putem vorbi despre o dimensiune apologetică pe care el a simțit-o că trebuie exprimată datorită și mutațiilor sociale, și mutațiilor științifice, și mai ales mutațiilor umane care au avut loc și au loc, iată, la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea. De aceea pe părintele profesor Dumitru Popescu îl putem lua ca model nu doar în dogmatică, ci și în apologetică, dar și cu contribuții esențiale în misiunea bisericii într-o lume secularizată, în lumea contemporană. De aceea, pentru teologii români, părintele profesor Dumitru Popescu rămâne, am putea spune, un teolog
care ne oferă modelul unui dialog fructuos cu cultura și care ne oferă modelul teologului care își exprimă teologia sa în enunțuri precise, foarte concrete, în care ține seama de problematicile esențiale ale lumii în care trăiește. Părintele profesor Dumitru Popescu, ca de altfel și părintele Dumitru Stăniloae, nu fac teologie în sens abstract, o teologie de cabinet, ci pleacă de la provocările lumii pentru a da răspunsuri la aceste provocări din perspectiva revelației și experienței bisericii, până la urmă din perspectiva tradiției dogmatice a bisericii noastre. De aceea el este un teolog creator, un teolog care a reușit să-și exprime gândirea sa nu rămânând închistat într-un anumit sistem, ci am putea spune trecând peste rigorile sistemului, dar nerenunțând la el și abordând în același timp marile problematici ale lumii în care el a trăit. De aceea, părintele profesor Dumitru Popescu rămâne pentru noi un model de preot și aici aș dori ca să aduc în discuție și o convorbire pe care am avut-o împreună cu preacurcenicia sa atunci când am realizat cele două lucrări de convorbiri și anume mi-a spus dacă aș mai putea și sănătatea îmi va permite, aș dori ca să elaborez un tratat de teologie în care să explic, poate printr-o metodă omiletică de data aceasta, prezența, lucrarea și realitatea Logosului în Evanghelie. Plecând, desigur, de la cuvântările pe care le-a ținut cu diferite ocazii și de la predicile pe care le-a rostit în anumite contexte, în duminici și sărbători, la bisericile unde părintele profesor a slujit. De aceea, atunci când vorbim despre părintele profesor Dumitru Popescu, nu trebuie să pierdem din vedere, pe lângă dimensiunea academică, științifică, cu contribuții majore a operei sale, să nu pierdem din vedere dimensiunea pastorală, misionară, cea de părinte spiritual pe care părintele profesor Dumitru Popescu a exercitat-o și avem deosebit de multe contribuții și în acest sens, pentru că dacă ne uităm bine în articolele pe care preacurcenicia sa le-a scris, vedem că prin slujirea la altar a luat pulsul vremii, provocările contemporaneității și astfel le-a trecut prin filtrul teologiei și al revelației și a dat răspunsuri creatoare pentru ca noi teologii să le putem din nou transmite preoților pentru a putea să dinamizăm misiunea în biserica noastră. Aceea, pentru fiecare dintre noi, părintele profesor Dumitru Popescu reprezintă un reper și, în același timp, un om al dialogului. Tatăl meu a fost un om extrem de ordonat. Îmi spunea că de la vârsta de 6 ani a plecat de aici, din satul natal, din comuna Călugăren, la seminarul Nifon. Acolo a avut un program de internat. A fost obișnuit de la 6 ani cu o disciplină aproape, spunea, militară. Deci a fost un om organizat care întotdeauna a avut timp pentru studiu, pentru administrația fiind rector, pentru orele lui de curs, a merge în fiecare duminică în mijlocul credincioși, predica, slujea, dar în același timp avea timp și pentru anumite hobby-uri ale dumnealui.